Eternitatea înseamnă Ierusalim. Așa începe cea mai importantă pagină din Cartea Lumii. Răsfoim, deci, un nou capitol din călătoria noastră, Tărâmul Păcii. Ierusalimul, oraș sfânt pentru evrei, creștini și musulmani, te copleșește cu emoția pelerinilor veniți din toate colțurile lumii. Pentru evrei este locul gloriei lui David și a templului lui Solomon. Pentru creștini este orașul lui Isus, al crucificării și învierii, iar pentru arabi este al treilea loc sfânt după Mecca și Medina, unde Mahomet s-a înălțat la cer. Unul dintre cele mai venerate locuri din Ierusalim este Biserica Sfântului Mormânt, unde au dreptul să slujească toate confesiunile creștine și de unde an de an vine Lumina Sfântă. Pașii ne poartă și spre Zidul Plângerii, loc sacru pentru evrei, pentru că reprezintă tot ce a mai rămas din al doilea templu al lui Solomon. Indiferent de religie, șirurile de pelerin se opresc aici pentru a-l atinge și a lăsa un bilețel cu rugăciunile lor. Mare parte din zidul, lung de 480 de metri, este în subteran, iar credincioșii coboară și aici să se roage. În acest loc descoperim și cea mai mare piatră folosită vreodată în construcții, ce cântărește 570 de tone și datează de acum 2000 de ani. Rugăciunile și cântecele continuă fără oprire, chiar și noaptea. Când începe o nouă zi, mergem pe urmele istoriei mai recente la Muzeul Holocaustului, cel mai mare din lume. Aici sunt milioane de foi de mărturii cu ajutorul cărora, până acum, au fost identificate 4.700.000 de victime din cele 6 milioane. Mai multe fotografii ale acestora sunt expuse aici, pe colina Aducerii Aminte. Cineva care se consideră om ar trebui să viziteze muzeul nostru. Credem că dacă cineva vine aici și vede muzeul și primește o imagine a ceea ce s-a întâmplat cu evreii în timpul Holocaustului, învață că este ceva care nu se poate repeta și care nu trebuie să se repete. Și cred că este un mesaj și pentru poporul evreu și pentru întreaga umanitate. Lăsăm Ierusalimul în urmă și ne îndreptăm spre Masada, cetatea lui Irod. Pe drum întâlnim turiști entuziasmați de experiența unei plimbări cu cămila. În doar o oră ajungem apoi la impresionanta fortăreață situată la marginea de răsărit a pustiului Iudeei. Ascensiunea pe platoul muntelui pe care a fost ridicată se face cu telecabina, iar sus rămâi fermecat de frumusețea locului. Și pentru că se spune că trebuie să ajungi în deșert măcar o dată în viață, am pornit să-l descoperim. Nu înainte de a admira o altă minune a naturii, Marea Moartă, cel mai jos punct de pe pământ aflat la 427 de metri sub nivelul mării. Are o salinitate de 34% și este imposibil să te înneci, iar turiștii fac aici adevărate pelerinaje de sănătate. Admirând priveliștea, se zărește în depărtare tărâmul Iordaniei. Plecăm spre muntele Sodoma pentru o experiență cu jeep. Rămânem surprinși de un fenomen rar aici, ploaia. If you understand, we only have about 2 centimeters of rain here a year. So to feel rain like this now, it's very rare. So you can feel very lucky. Life is blessing you. This mountain, it's 95% salt. It's 12 kilometers long, between 2-3 kilometers wide, 4 kilometers deep. And about 250 meters high. It's called Mount Sodom and it's made 95% pure salt. Continuăm drumul prin deșertul Iudeii, plin de priveliști uluitoare, în continuă schimbare. Munți, stânci și dealuri de cretă stau alături de platouri și canioane adânci, imagini care ne convin că fiecare pagină din Cartea Lumii merită citită. Iar noi punem punct după ce am străbătut un capitol fascinant, Israel.